Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea, la o emisiune extrem de interesantă, Femei care te dau pe brazdă. Astăzi am ales un interlocutor deosebit, este vorba de doamna Gabriela Rizescu, președinte al CEDO. Sărmâinile și bine v-am găsit! Bine ați venit în firma noastră și sper să avem un interviu interesant. Eu sunt convins că va fi un interviu interesant. Am vorbit multe până să începem acest interviu, numai că temele nu le-am stabilit, tocmai pentru a vă oferi așa câteva surprize legate de discuția noastră. O să ne axăm mai mult pe partea interumană decât pe cea profesională și dacă tot am spus lucrurile astea, haideți să le spunem celor care vă știu și vă cunosc foarte mulți. Cum ați ajuns la Alcedo, cum ați devenit președinte? Istoria e lungă. Istoria e lungă și începe în urmă cu 26 de ani. Aș putea spune că deja un sfert de secol l-am în această companie și în agricultură în România. După absolvirea facultății am venit împreună cu tatăl meu, agricultor de altfel și client al CEDO la acea vreme. Am terminat relații economice internaționale la ASE. La vremea respectivă se căuta un specialist pentru partea de import, drept pentru care am venit și am rămas. Agricultura o aveam în sânge încă de acasă, adică știu ce făceau părinții mei, ferma era locul de joacă în copilărie și bineînțeles că firesc activitatea pe care am avut-o aici ușor mi-a adus acele informații de care am avut nevoie ca să ajung unde sunt astăzi. În funcția de președinte sunt anul trecut, de la 1 ianuarie 2022. Până atunci am fost director de import, director de marketing, dar și persoana care mă ocupam alături de Vicențiu Cremenea, nu? De tot ce înseamnă relații cu furnizorii al CEDO. Practic ați căpătat multe cunoștințe în cei 20 de ani până să 6. Deveniți președinte. Și cel mai important lucru, cred că, e că ați avut o legătură directă cu agricultura, tatăl dumneavoastră fiind fermier. Și mama. Și mama? Și unde? Mama. În Brăila? În Brăila, da, ea se Dunărea, ambii. Bine, în afară de Dunărea au mai fost. Mama a fost la fabrica de zahăr, apropo, Brăila producea zahăr. La Traianu, unde e un mare siloz, sau mă rog, era un mare siloz. Da, deci Brăila oricum e un important județ agricol și este și a fost și va fi. Ați simțit de prima dată că vi se potrivește profesia asta sau a fost doar o chestie la care vă gândeați că va fi așa pasageră, o chestie trecătoare? Chiar mă bucur că ai adresat întrebarea asta, pentru că în viață, știi cum e, nu contează pentru ce te pregătești, este important ca acolo unde ajungi să fii interesat de ceea ce faci și să încerci să înțelegi. În momentul în care încerci să înțelegi și să vezi cum poți să rezolvi lucrurile, să știi că lucrurile deja se rezolvă de la sine. Nu pot să spun că am fost pregătită în direcția asta. E clar că la relații economice internaționale ai de studiat parte de contracte internaționale, asigurări, transporturi, etc., burse și tot felul de minuni de genul ăsta. În momentul când ajungi într-o companie care își desfășoară activitatea în agricultură, surprinzător, o să vezi că te întâlnești cu toate aspectele economice pe care le-ai studiat în facultate, iar în plus față de asta trebuie să înveți despre specificul agriculturii și îl înveți. Și te interesează să ai soluții pentru toate problemele care apar. Chiar zâmbesc pentru că m-am întâlnit cu colegii din facultate la întâlnirile de 10, 15, 20 de ani și eram fiecare povestea pe unde lucrează, ce face și așa mai departe. Eu am spus atât, lucrez în agricultură și nu mă plictisesc niciodată. Păi nu prea aveți timp să vă plictisiți, ținând cont de activitatea din agricultură, care e practic 24 din 24, dar totodată mă gândeam că într-o lume considerată a bărbaților nu e ușor să răzbești.
și în urmă cu atâția ani, când oamenii erau mai conservatori așa în gândire. Să știi că n-am avut niciodată problema asta. Da? Și punct. Cu asta am spus tot. N-am avut problema asta. Eu cred că ține de cum privești lucrurile, încă o dată. Ești interesat să dai soluții ca persoană, nu ca femeie sau ca bărbat. Da, există provocări, există, cum să spun eu, sunt lucruri care te pot trage înapoi, poate undeva și faptul că vin dintr-o familie cu mai mulți copii. Am avut, cum să spun eu, experiența de acasă și am răzbit. Cam așa o văd și în general în ceea ce privește activitatea noastră. Nu pot să spun că este simplu sau foarte ușor dacă ești bărbat. Ai aceleași provocări? Dacă ești femeie, aceleași provocări din punct de vedere profesional vorbind, deci trebuie să le faci față și trebuie să vii cu soluții. În momentul când ai venit cu soluții, să știi că lumea nu se uită la soluții și la ceea ce pui pe masă. Da, mă gândeam totuși cum te privesc partenerii de dialog, ținând cont că ești femeie și atunci, poate că unii se gândesc că fiind femeie, mai sensibilă, altfel nu, pot am grijă, discuta. Am grijă să am soluții și atunci văd ca un partener, ceea ce este un partener de discuție foarte de la egal la egal și nu există problema asta. Da, voi ați evoluat foarte mult, ați ajuns la un nivel de performanță pe care mulți și-l doresc. Cred că echipa e foarte importantă pe care ați reușit să o construiți. Absolut. Aici. Absolut. E foarte important să înțelegi că nu poți să faci de capul tău mai nimic. Fiecare și are rolul lui într-o echipă și este foarte important să știi să pui oamenii la locul potrivit, acolo unde pot să dea maximum de potențial. E foarte greu să pierzi timpul să îndrepți un om. Mai bine îl pui în echipă, acolo unde dă el maximum de capacitate. Nu poți să faci, încă o dată, nu poți să faci nimic de unul singur. Trebuie să ai o echipă care, dacă nu e unsă și dacă nu gândește toată într-o singură direcție și strategic, nu vei avea rezultate. Da, și acum, dacă tot vorbim de echipă, probabil că și oamenii pe care i-ați format au fost motivați, au fost susținuți, apreciați să rămână în cadrul echipei. Să știți că am avut profesori buni. Apropo de echipă, și vorbesc de cei care au înființat compania, de la domnul Sandulescu, domnul Alexandrii, oamenii de la domnul Sandulescu au învățat partea de business, de la domnul Alexandrii partea tehnică și abordarea asta, nu numai eu, și restul de colegi, că avem în continuare colegi, unii chiar cu mai mult de 26 de ani în cadrul companiei. Aceasta a fost abordarea tot timpul, cel puțin la Alcedo, și când vorbim de oamenii din echipa Alcedo, că sunt oameni de vânzări, că sunt oameni de la partea de administrativ, să spun așa, sunt oameni care sunt focalizați pe două direcții. O pregătire tehnică profesională foarte bună și dublată de partea de respectarea condițiilor, acolo unde vorbim de partea comercială. Văd foarte multe premii, foarte multe diplome în spatele nostru și sunt convins că avem doar o parte dintre aceste distincții. Dacă ar fi să vă întreb care ar fi premiul cel mai important pe care simțiți că l-ați avut așa în decursul anilor, ce mi-ați răspunde? Cred că rezultatele echipei. Da. Asta este cel mai important premiu pe care îl poți avea. Atunci când echipa, cum să spun eu, duce la capăt ceea ce îți propui din punct de vedere comercial, atunci cred că ăsta este cel mai bun premiu. Încă o dată, vorbim de agricultură, vorbim de lucruri care se schimbă, vedem foarte bine, de la un an la altul avem o politică agricolă, un nou plan pentru subvenții, provocările vremii, deci sunt multe obstacolele pe care le avem în cale. Cel mai important premiu este, încă o dată, acela când la finalul anului ești pe plus și toată lumea este mulțumită și încântată.
Vis-a-vis de viața personală, mai există timp? Adică reușiți așa să împăcați munca de birou și ceea ce faceți aici în cadrul companiei cu viața dumneavoastră, de familie? Aveți timp pentru dumneavoastră? Să știi că și din punct de vedere viață de familie, Alcedo e o familie. Soțul meu lucrează chiar în Alcedo, ne-am cunoscut aici, deci e clar că și partea asta am împletit-o destul de ușor, să spun așa. Da, și partea de, cum să spun eu, partea de familie trebuie să fie și ea importantă, pentru că fără familie și fără suportul familiei lucrurile n-ar fi așa de simple. Mă bucur că soțul meu face parte din familia Alcedo și din echipa Alcedo și mă susține în ceea ce fac și am chiar un suport 100%. El știe cine e șeful, glumesc, dar îți faci timp și pentru familie, pentru că altfel ajungi, deci încă o dată, trăim niște vremuri foarte intense. Noi românii suntem o nație care punem în continuare multă presiune pe noi, că dacă mergem un pic în Europa de Vest, vedem că la 6 s-a încheiat un program, că nu e așa traficul, nu se claxonează. În România suntem un pic mai spirt așa. Dacă n-am avea un echilibru în toate, n-am fi unde suntem. Deci familia e importantă și încă o dată apreciez sprijinul familiei mele în ceea ce fac, care mă susține în tot ceea ce fac. Și în timpul liber, atât cât el, ce faceți de obicei? Cum vi-l umpleți? Păi organizez acasă. Continuați? Nu scap, pentru că ei mă așteaptă da. Să-i organizez. Deci am patru la mea acolo, glumesc. Păi fac lucrurile, încă o dată, fac lucruri casnice, efectiv, gătesc, mă aranjez prin casă, cumpărături, tot ce n-apuc să fac. Ce vă place așa să gătiți? Aveți? Stați puțin, că aici nu sunt vreun master chef, dar nu fac de două ori aceeași mâncare. Da? Deci de fiecare dată o bucătărie anume românească sau internațională sau și nu contează? Și depinde ce citesc sau ce văd și încerc să replic încă o dată. Nu fac de două ori aceeași șorbă. Am înțeles, dar ce vă considerați așa? Nu neapărat masterchef, pricepută în bucătărie, dacă ar fi păi, acum. Păi uite, o friptură foarte bună știu să fac. Am învățat din secretele, cum să spun eu, mâncării bine gătite și aici, țineți minte că e vorba aia, pe vremea bunicii era o mâncare nemaipomenită, dar știți de ce? Pentru că lăsau mâncarea să se gătească lent. În tihnă, exact. Eu vă spun, cea mai bună rață se face în 4 ore la 140 de grade în cuptor, cu un pic de portocală, cum ne spune domnul Dinescu, la toate câte un pic de portocală. Bine, și condimente și tot ce trebuie, dar asta e secretul la rață. Deci dacă n-ai lăsat-o la un foc de ăsta lent... Ce se întâmplă? Se întărește sau ce nu, nu, ce, se, ce nu are? Se, rața de obicei e mai ațoasă, mai grea. Așa. În momentul când o bagi la un... și pui un pic de apă în tavă să se... E ca o fierbere lentă, doar că e rumenită pe exterior, să mai dă și cu un pic de baiți. Deci la rață vă pricepeți. La rață mă pricep, la fripturi în general, fripturi la cuptor astea mă pricep, restul învăț în continuare, că n-am ce să fac. Ciorbe astea, supe? Supă știu. Supa, da? Deci supa îmi și place, dar supa de găină știu să o fac perfect. Restul... Vă întreb că acum vin sărbătorile pascale și mă gândesc că poate cine știe... Nu știu, păi, le dați idei o friptură de miel făcută la cuptor e ce trebuie. Nu dai greș. O ciorbă de miel, iarăși, un borș de miel cu leuștean, cum punea mama, da. Așa, și cu nou zdrențe, iarăși, nu dai greș. Și dacă mai pică și un drob, e bine așa. Da, mă gândeam acum vis-a-vis de rețetele astea, pentru că și eu sunt gurman și se vede lucrul ăsta. Ce bucătărie preferați de obicei? Oltenească, dobrogeană? Pentru că mi-a spus că ați călătorit așa în decursul tinereții, ați locuit în mai multe zone. Poate că o influență deosebită o are și soțul în deciziile gastronomice, mai puțin, mai puțin. Este obișnuit de la mama lui, mănâncă ce gătește partea feminină.
lumina familiei. Asta deci e bine, înseamnă și nu că, comentează, da. Doar face fițe. Am înțeles. Apropo de bucătărie, vă spun cinstit, cred că... deci, sunt născută în Slobozia. Da. Părinții în primii ani de facultate au fost repartizați foarte aproape de Ciochina, Bordușelul, și drept dovadă eu sunt, am văzut lumina ochilor, lumina zilei în Slobozia și până la un an am stat în Ialomița. După care până în 1979-80 am stat în Gorj și cred că aia este perioada care mi-a lăsat mie amprenta culinară. Deci bunicii din partea mamei, Gorj, pui la jar la frigare, da, turtă de mălai cu făină, mujdeiul de usturoi la oltenesc, dulceață de mure, când ne duceam pe deal și adunam murele și făceam dulceață de mure, gusturile astea n-ai cum să le uiți și pe astea le și caut, așa. Mai este slăninuța aia de... Acum sper să nu salivez foarte acum tare. Asta e riscul slăninuța meserii. Aia oltenească, care este fiartă în vin. Da. Cu usturoi și cu dafin și cu sare și care are gustul ăla, cum să spun eu, cred că e un pic spre italieni, așa, ca și poveste. Deci, toate astea de acolo le... După care ne-am mutat la Brăila. De fapt, 25% din mama lui tata, deci bunica, da, din Brăila. Și am rămas în Brăila și ai mei sunt în continuare, familia e în Brăila, dar să știi că la Brăila n-am mâncat pește. Părinții fiind agronomi, mama având fermă de legume, unde vara adunam castraveți, roșii, pepeni, munceam cu ziua, ne luam bani, ne luam blugi după aia. Deci toată copilăria mea am și spus să nu-mi aduceți, să nu-mi dați porumb fiert, că mi-am făcut planul, da, pepeni, iarăși mi-am făcut planul la pepeni și la colivă. În fiecare sâmbătă bunica era cu coliva și trebuia să așa. Și bineînțeles că mâncam și colivă. Deci mi-am făcut planul la pepeni, la porumb și la colivă și nu mai îmi trebuie. Dar în continuare v-am spus, tânjesc după gustul oltenesc, da, cu tot ce era specific zonei. Sportul vă place? Sport am făcut până am ajuns în București, după care n-am prea mai făcut așa multă mișcare. La Brăila toate vacanțele erau pe malul Dunării. Deci trebuia să înotăm și se înota și se juca volei toată ziua. Da, frumos plaja aia de acolo. Chiar ok, da. Nu știu acum cât de amenajată treceam mai e. Treceam cu bacul pe... Insula Mare? Sau în partea spre Măcin? Spre insulă. E același bac care trece și astăzi la insulă. Și acolo aveam gașca de dimineață de la 10, să zic, eram pe plajă și mai veneam pe la 4-5, acasă când era foame, că altfel n-am fi venit. Deci eram toată vara în soare și în acțiune, da. Da, erau frumoase vacanțele atunci pentru copii. Și nu era soarele pe care îl știm astăzi, din păcate. Da, și copiii nu stăteau atât de mult în fața televizorilor, de calculatoare, nici să punea vorba. Aici dăm voie să te... combat un pic, pentru că au fost, adică fiecare generație trebuie să o luăm cu ceea ce, cu provocările ei și cu ceea corect. Într-adevăr, copiii noștri petrec foarte mult în timp cu gadgeturile pe care le știm, că sunt telefoane, că sunt jocuri video și așa mai departe, dar te întreb o chestie. Acum, apropo de războiul din Ucraina, tu cine crezi că manevrează dronele? Eu sau tu care ne-am jucat pe PlayStation când am avut sau ei care s-au jucat pe PlayStation și știu foarte ușor să manevreze o... E o altă tehnologie, nu negăm lucrul ăsta. E o altă tehnologie și eu cred că viitorul ăsta este al tehnologiei. Vrem, nu vrem, ne uităm la tehnologia din agricultură. Vorbim de drone, vorbim de inteligență artificială, vorbim de echipamente de-astea care să dea doar acolo unde este nevoie cu inputuri. Vorbim de sateliți, vorbim de hărți, vorbim de tot ce vrem acum în agricultură. Și pentru asta ne trebuie oameni care să știe, să umble cu un telefon, să știe unde să... Deci trebuie să-i lăsăm. Asta cu siguranță, că până la urmă e decizia fiecăruia să meargă într-o direcție sau alta.
Cert e că tehnologia nu ține cont de ceea ce ne dorim, da. Noi, ea evoluează, probabil că acum 30 de ani, dacă spuneai cuiva că poți vorbi la un telefon mobil video, râdea de tine sau și închipuia altceva. Vreau să vă mai întreb ce mai faceți în timpul liber, în afară de a-i organiza pe cei de acasă, de a găti? Păi călătoresc. În țară sau în afară? Călătoresc și am avut ocazia să văd, nu numai în țară, și în afară am avut ocazia să văd destul de multe țări. Și să spun că mă întorc cu plăcere în continuare în România. Sunt printre cei care au putut să vadă cum e cam pe toată planeta asta. Și să vă spun că nu suntem cu nimic mai prejos în România. Și că dacă îți pui în minte să faci ceva, chiar și poți. Aici chiar poți. Da, sunt lucruri de rezolvat, avem multe lucruri de pus la punct de așa, dar per total tot acasă e mai bine. De acord cu dumneavoastră, dar dacă ar fi așa să alegeți o țară care v-a atras atenția, care v-a plăcut, nu știu, prin peisaj, prin felul lor de a fi, unde v-ați duce? Păi, nu să vă stabiliți, dar așa, care v-a atras dumneavoastră atenția în mod deosebit? Sunt câteva țări care, cum să spun eu, au... Dacă ne uităm la spiritul lor, să spun așa, și comparăm cu ce este la noi, cred că destul de mulți români s-ar muta mâine acolo dacă ar putea. Una dintre țările pe care am vizitat-o de curând și care se aseamănă destul de mult cu ceea ce avem noi este Columbia. Surprinzător, dar Columbia este o țară foarte mișto din punct de vedere climă, vegetație, agricultură, oameni, mâncare. Deci la fiecare colț de stradă, spre exemplu în Columbia, găsești niște jumări genul pomana porcului, numai că nu le găsești cu mămăligă ca la noi, cu nachos, care sunt tot din porumb, și cu nouă murături, că așa mai bagă niște lime. Eu cred că orice român în secunda 2 e prieten cu jumările fără probleme, adică să n-ai o problemă de adaptare, să spun așa, la ce bere ai bere, adică te descurci. Mai sunt și alte țări pe care le-am vizitat și care mi-au plăcut. Acum, pe de altă parte, pot să spun așa, am văzut țări și acum, 10 ani, și acum 15 ani, și pot să spun că unele sau anumite destinații care inițial erau mai ascunse și mai micuțe, acum e un val de turism pe acolo de nu-ți mai place absolut nimic, sunt lucruri, uite, Spania rămâne în continuare o țară unde cred că și de asta sunt și foarte mulți români acolo, apropo de teoria pe care am expus-o mai devreme. Australia iarăși e în continuare o țară foarte faină. Așa, tot sudul Europei, să știți. Spania, Italia, vibrează cu noi ca și români. Columbia, am spus. Și din România, așa, dacă ar fi să alegeți vacanța ideală în România, în ce zonă anume? Din punct de vedere vacanță și poate unde că este scurt timpul de așa, tot la mare. Tot la mare, tot, nu? La mare. Așa cum e litoralul la noi, cu problemele, cu nebuneli, cu așa, tot la mare te relaxezi acolo, cu un pic de vânt în față, cu un pic de soare, îți încarci bateriile bine. Poate vitamina D și asta îți schimbă. E și aproape de Brăila? Tonusul. Acum, da, s-ar putea să fie mai aproape cu podul de la Brăila. De la Galați-Brăila, da, acolo, Brăila, da. Da, 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 da. Da. Bun, mulțumesc mult de tot. Să știți că au trecut repede cele 24 de minute. Wow. Am discutat multe lucruri interesante pentru mine și sunt convins că și prietenii noștri v-au văzut într-o altă postură decât aceea de președinte al CEDO. Dați-mi voie să vă spun sărbători fericite, să aveți un Paște liniștit, cu tignă, cu bucurii și cu sănătate, în primul rând. Mulțumesc frumos și dați-mi voie să urez tuturor celor care vizionează acest interviu un Paște liniștit, să-și încarce bateriile, să vină și vremea bună, că astăzi e mai frig și plouă, dar să sperăm într-o vreme care să ne ajute pe toți în agricultură. Mulțumesc frumos! Săruna!